În mai puțin de 10 zile, românii cu credite calculate în funcție de indicele IRCC vor avea de plătit rate mai mari. În cel mai bun scenariu, indicele va crește de la 5,71% la 6%, iar în cel mai negru scenariu ar putea ajunge din urmă roborul și va crește la 7%. Într-o declarație de presă, ministrul finanțelor spunea că IRCC nu va depăși 7% anul acesta. Însă românii cu credite așteaptă vești bune legate de scăderea IRCC. Majoritatea celor cu împrumuturi la bancă pentru locuințe s-au trezit în doar câteva luni că li s-au dublat ratele. Discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu profesorul de economie, Mircea Coșa. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența. Sărămâna, doamnă, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Iată, domnule profesor, așadar, potrivit estimărilor ar putea crește acest indice din aprilie undeva cu 0,30%. Cum se va resimți acest lucru în buzunarele românilor? Cam cât ar putea crește ratele? Doamne, trebuie să ne așteptăm la o creștere, pentru că IRCC-ul nu este un element total diferit de robor. A avut doar o întârziere în creștere, deci ceea ce s-a preconizat se adeverește, el va crește. Din punct de vedere al greutăților pe care cei care le au creditele vor întâmpina, lucrurile stau foarte prost. Pentru că, vedeți dumneavoastră, 6 și ceva, 7% chiar, 7% mi se pare chiar mult, dar 6% este mult. Este mult pentru că noi suntem într-o situație în care veniturile populației, inclusiv ale celor care au credite, n-au crescut în această perioadă până la nivelul inflației. Dar, din contră, inflația a depășit, iar la alimentele de bază, cele care până la urmă reprezintă consumul de zi cu zi al românilor, care nu poate fi eliminat din coșul de produse, este chiar mai mare. Inflația la aceste produse ajunge la 28-30, unii zic chiar până la 40%. Oricum este mult mai mare decât inflația oficială. În condițiile astea asistăm la o scădere bruscă a condițiilor de viață, a puterii de cumpărare, a ceea ce înseamnă până la urmă viața celor care au credite, pentru că la un nivel constant, dacă nu chiar mai mic al veniturilor, o creștere a ratelor înseamnă o schimbare foarte importantă în bugetul familiilor. Vor trebui ca să aibă în vedere două sau trei posibilități. Prima posibilitate este să renunțe. Renunță la credit, se duc la bancă și renunță cu toate consecințele de rigoare, pentru că vor trebui să plătească niște daune. Și toate visurile lor de a avea o locuință mai bună sau de a trăi mai bine se năruiesc. A doua posibilitate este să aibă o negociere cu banca. Aici lucrurile poate să fie și mai bune și mai rele sau poate să nu fie deloc în contextul greutăților pe care și banca le înregistrează, pentru că banca nu are interes să aibă credite neperformante. Deci ar putea obține niște condiții mai bune, dar nu pe termen lung, dar și cu prețuri mai mari, cu costuri mai mari în viitor. Sau s-ar putea să aibă ceea ce se preconizează în multe cazuri acum, o amânare a ratelor. Asta este o chestiune care trebuie gândită cu foarte mare atenție, pentru că în momentul în care ratele vor trebui plătite, individul sau cel care are credite trebuie să fie convins că va putea plăti, că va avea loc de muncă, că va avea venituri sigure, pentru că va plăti o dobândă la dobândă, deci mai mare ca înainte. Deci situația nu e bună deloc, dar nici nu putem să dăm vina integral pe Banca Națională prin măsurile monetare pe care le-a luat, pentru că inflația în România nu este numai de natură monetară. Este și de natură structurală. Noi importăm foarte mult. Nu avem produse de consum naționale. Vedeam la știrile de azi de dimineață un lucru care a început să fie, dacă nu tragicomic, dar măcar este paradoxal. Și anume că un kilogram de ceapă e mai scump decât un kilogram de portocale. A ajuns la 10 lei. E ceva de neconceput în România, nu? Ceapa, mămăliga și brânza erau mâncarea săracului în România dintotdeauna. Lucrurile arată un lucru foarte clar, și anume că vom trăi din ce în ce mai greu, mai cumpătat, ca să zic așa, iar cel care vor avea credite vor trebui să gândească foarte bine ce fac. Sfatul meu este ca în această... Putem să ne așteptăm ca din luna iulie acest indice IRCC să mai scadă sau măcar să rămână pe loc? Da, eu cred că da. Cred că va fi o plafonare sau o mică scădere, dar nu reprezintă mare lucru asta. El deja a ajuns prea mare. Vedeți? Noi acum alegem cel mai mic rău din rău cel mai mare. El a ajuns prea mare. Ratele pe care românii le plătesc sunt prea mari. Că ele mai scad cu o jumătate de procent, cu un procent, nu reprezintă mare lucru.
Aici trebuie să ne gândim foarte bine la o recondiționare sau o reconstituire a cheltuielilor pe care le fac românii. Ei vor trebui să fie mult mai atenți cu ce fac. Eu asta vreau să spun. Sfătuiesc să nu facă investiții în acest an, să nu ia credite, pentru că este impredictibil, nu se știe ce se va întâmpla. Vedeți cu, nu zic că e o criză, dar oricum este un lucru de gândit ceea ce se întâmplă pe piața bancară internațională, în Statele Unite, în Elveția. Deci mare, foarte mare atenție.